Așa, România devine prima țară cu o producție de tiței oficial înregistrată în statisticile internaționale. În deceniile imediat următoare, pionierii români sapă prima sondă, înființează instituții specializate în geologie, scriu legea minelor, dau naștere școlilor de specialitate, formează companii petroliere care construiesc noi rafinării, ateliere sau sonde și implementează noi sisteme de extracție și de sigur. Performanța economică și operațională am încercat să fim un partener care să ajute România în drumul ei spre dezvoltare. În 2007, promisiunea noastră față de societate a luat numele de Respect pentru viitor, o platformă de proiecte care se adresau nevoilor din domeniu precum ția și profesionalismul au transformat această pasiune într-o afacere pe care o dezvoltăm an de an. În toți acești ani, am încercat să fim un sprijin pentru comunitățile care ne găzduiesc și să contribuim la dezvoltarea lor economică și socială. Alături de voluntari și cu sprijinul autorităților locale, am găsit soluții pentru comunități mai sigure, mai curate și mai performante. Existența puțurilor de petrol încă din 1691, la Moreni, prima regiune petrolieră valorificată din România și a treia din lume. Iar acesta este abia începutul premierelor din centrul Munteniei. În 2014 sărbătorim 10 ani de transformare, 10 ani de progres. În CERC suntem parteneri Petrom OMV, administrația publică locală și comunitatea. Ani, Mariana, Geta și nu în ultimul rând Ioil, comunitatea Schela vă mulțumește, vă felicită pentru tot ce ați făcut în cadrul CERC Schela. Primii 10 ani au fost doar începutul și știm că mai sunt multe de făcut. Doar împreună vom reuși să facem din România o țară mai bună în fiecare zi. Cursul a reprezentat pentru mine și nu numai, pentru întreaga comunitate de tineri din orașul meu, o răbdare deosebită, de o perseverență mai ales. Felicitări, Adina, pentru premiul câștigat. Seriozitatea și modestia. Am ajuns să implementăm acest proiect la Berca. Îi mulțumesc foarte mult domnului primar pentru implicare în proiectul Ecotera. Și totodată am descoperit și Buzău, ca și cultură, ca și împrejurim, lucruri pe care nici noi buzoieni de fel nu le știam. Florin a reușit să câștige acest premiu și el merită.